Salutare, fraților! Bine ați revenit la un nou clip pe canal. Băi, este un clip destul de special pentru mine, pentru că, după cum bine vedeți, sunt în alt cadru de care voi sunteți obișnuiți și eu aș fost obișnuit să am alt cadru în spate, însă a venit timpul să fac și vlogul ăsta pe care, sincer, îl am în cap de vreo 2 săptămâni, dar n-am avut timp când. Băi, nu știu, gen, e un pic ciudat că fac clipul ăsta, însă astăzi vă prezint noul apartament în care m-am mutat în orașul București. Am plecat acasă, nu mai sunt în Filipești și ajung pe acolo foarte rar, adică în weekenduri, dacă ajung și în weekenduri. Ideea este că am început facultatea, sunt în ultimul an, am licența anul acesta și n-a trebuit să mă mut, am început fizic, până acum dacă am făcut online, am fost o singură dată mutat în București și atunci, nu știu, tot la fel, vreo 7-8 luni, pentru că am lucrat în oraș și aveam nevoie să stau, pentru că mi-era foarte greu cu naveta și exact cum sunt și acum cu facultatea, e nașpa să faci naveta, să stai, să te pui pe drumuri, mai ales miercuri am curs de la 8, asta ar fi însemnat pe la 6:30 să plec, deci trezit pe la un 5:30 și era haos. Și am zis mai bine, nu, îmi iau chirie, mă mut cu chirie, nu este cumpărat apartamentul și urmează să vi-l prezint. Da, mă încearcă așa niște stări pentru că, na, până acum n-am făcut asta, adică ce v-am prezentat până acum a fost room tour-uri de la hotel, e, acum urmează să vă prezint locul în care o să stau ceva, adică mai mult ca sigur un an o să stau, mamă, nici cuvintele nu le găsesc, adică nu mă așteptam să fie așa. Poate pentru voi nu seamă chiar așa, mă, dar credeți-mă că înseamnă. Bă, am vrut într-un fel să plec pentru că, să știți că m-am mutat aici, m-a ajutat fără din punct de vedere muzical și zic asta pentru că fiind singur, neavând ce face, nu stau să pierd seriile aiurea și am săptămâni în care închei cu 5 piese scrise, lejer 5 piese. Și de asta zic, m-a ajutat foarte mult din punctul ăsta de vedere. O să încep și cu vlogurile, dar și vloguri și reacții, dar cum mă lasă și pe mine timpul, pentru că, na, v-am zis, fiind cu facultatea, e mai greu acum din punctul ăsta de vedere, dar vreau să mă concentrez mai mult și pe muzică în perioada asta, pentru că am ceva proiecte de scos din punct de vedere muzical și aș vrea să le împărtășesc cu voi și să fie totul perfect. Și aici când vorbesc de proiecte muzicale nu mă refer doar la o piesă, mă refer și clip muzical, și visual și tot. Vreau să aduc ceva bun pe canal. În fine, nu despre asta e vorba acum. O să încep să vă prezint apartamentul. Este un apartament cu 2 camere. Este unul micuț și de asta m-am ales, pentru că n-am vrut un apartament foarte mare. Singurul lucru pe lângă camera pe care o am, eu voiam o canapea aici în living să fie extensibilă pentru a putea veni la mine prieteni și așa, ai mei, părinții, să vină să poată să doarmă, să nu stăm să ne înghesuim. De asta nici n-am ales garsonieră, pentru că nu prea am găsit garsoniere cu canapele extensibile pe lângă pat. Și nu mai stau să vin. Până una alta, nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram, MariusToader48, like la acest video și subscribe la canal să facem 1000 de abonați până la sfârșitul anului. O să iau camera, o să o întorc și o să vă arăt în mare cum arată apartamentul. Nu vă gândiți că nu am căutat lux, nici n-am nevoie de lux, așa că hai să vă arăt cum arată noul apartament în care m-am mutat. Ușa, haideți să aprindem și lumina și să opresc blitzul. Bun, aici avem ușa de la intrare cu interfon, aici avem un cuier, întrerupătorul pentru becurile din living. Aici avem un pantofar unde îmi țin eu adidasii, șervețelele umede le-am pus acolo pentru a îmi șterge adidasii. Avem un prim balcon care este destul de mare, ca să ne înțelegem. Acesta este și view-ul după primul balcon. Uitați un pic să ies. Deci uitați-vă cât de mare este balconul. O să vă spun la sfârșit și
zona cam pe unde stau și de ce am ales, care a fost unul din motivele principale să mă mut aici, dar până atunci haideți să vă mai prezint. V-am zis, uitați acolo, dacă se vede, este și mașina parcată, unul din balcoane, avem două, așa, acesta este livingul, aceasta este canapea extensibilă, aici avem televizorul cu, bineînțeles, consola, că nu se putea, aici încă un spațiu de depozitat. Aici oglindă mare, să vedeți și voi cum sunteți îmbrăcați, na, sunt plecați la facultate pe afară, frigider, avem aici o insuliță, după cum vedeți, unde îmi fac eu și îmi petrec majoritatea timpului, cuptorul cu microunde pentru cafea, bă, să știți că e foarte interesantă insulița asta, bucătăria este open space, dar credeți-mă că eu nu, adică îmi gătesc, ce-mi fac la ragaz este mai mult dimineața, omleta mai mult. Eu lucrez cu air fryer-ul. Aici avem frumos pentru hăni, cești, așa. Aici avem frigider, centrală proprie, tot la fel spații de depozitare pentru vase și așa. Avem încă un spațiu de depozitat. O măsuță aici, o măsuță aici. Și ce mi se pare foarte interesant la măsuța asta, o să încerc să vă arăt dacă pot, dar sigur pot. Ia fiți atenți, eu vă arată fratele vostru. Bam! N-a past. Ia-o pe asta, cum e. E foarte interesantă din punct de vedere dacă vrei să lucrezi la laptop pe ea, însă, da, e colo așa în o strâng acum. Dar sincer eu nu prea am folosit-o foarte puțin asta pe laptop la masa asta, pentru că mai mult mi-e place să stau pe insulița asta, pentru că, nu știu, stau și mai bine pe scaunele acestea de barcă, sunt două și e mult mai comod pentru mine. Bun, hai să continuăm. În dreapta avem baia, o baie destul de micuță, sincer, dar ok, poți să-ți faci lejer treaba aici. Bun, avem toaletă, cadă, iuvetă, mașina de spălat. Hai să închidem becurile. Iar acesta este locul unde eu dorm. Am pat, n-am eu nicio treabă pe fratele vostru Tanche, patul ăsta pentru el. Aici mare șifonier de haine. Chiar ce aveți, bă, uitați-vă. Nu mai arăt că na, știți foarte bine curățenii și toate alea, hainele așezate. Aici am făcut eu invenția de a-mi trage un prelungitor pentru încărcătorul de telefon. Aici avem alt televizor, comodă stânga, dreapta. Aici tot la fel, spații de depozitare foarte multe. Aici aș aranja fratele vostru șepcile pentru centrală. Și iar acesta este al doilea balcon, care este destul de măricel și el, să știți. Aici iar dulap, foarte multe. Ăsta este standard pentru a pune umerașele pe el. Și ăsta este al doilea view. Ideea e că e fix pe colț și dacă primul, nu știu cât de bine se vede, dacă primul view era pe partea asta, gen pe strada asta care continuă încoa, view în partea asta e pe strada așa. Bun, hai înapoi la birou ca să vorbim mai multe. Și așa cum vă ziceam, gata, am revenit la birou. Ăsta este apartamentul. Zona în care stau este București Noi, mai precis lângă Parcul Bazilescu. Aici o să stau o perioadă destul de lungă. O să ne petrecem toate vlogurile și toate astea de prin zona asta, pentru că na, mă rog, o să mai fie și alte zone prin București, dar mă refer că de acasă reacții și toate astea vor fi făcute de aici. Poate o să mă mai prindă una, două și pe acasă pe la Filipești când o să mă mai duc prin weekenduri. Dar v-am zis, mă duc rar și când mă duc nu stau decât o zi și a doua am și venit, pentru că n-am ce să fac. De asta zic, este foarte ciudat pentru mine, pentru că nu e prima oară când mă mut, însă de fiecare dată când mă mut și plec de acasă mă încearcă un alt sentiment, pentru că acolo, în camera aia mea unde am stat, am început toată nebunia pe care am făcut-o alături de voi și vă mulțumesc că ați fost pe tot parcursul ăsta alături de mine și încă sunteți și sper pe viitor să fiți alături de mine. Haideți să ajungem și noi la suma de 1000 de abonați.
Nu o să stau să vă spun prețul chiriei pentru că nu văd rostul, adică nu vreau după să apară comentarii că mă lauci, așa nu are rost să dau acest detaliu. Este o chirie destul de măricică, doar atât pot să vă zic, însă măricică pentru că stau singur, asta e ideea. Însă e ok, nu e problemă, v-am zis, cât timp voi sunteți alături de mine, toate lucrurile vor merge bine. Fraților, cam ăsta a fost și turul apartamentului. Eu vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine până acum și sper să fiți și pe viitor, pentru că uitați, ușor, ușor, cu pași mărunți, reușim și noi să ne mutăm, să fim aici doar noi, eu și cu voi, cu camera asta în fața mea. Vă pupă, fratele, și nu uitați pentru ultima oară pentru acest clip. Eu am fost Marius, să nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram, Marius Adrepazule, și un like la acest video și subscribe la canal, să facem 1000 de abonați până la sfârșitul anului. Stați cu ochii pe canal pentru că urmează o perioadă foarte mișto din punct de vedere al pieselor, cu videoclipuri, cu de toate. În următoarele săptămâni urmează și piesa cu clipul cu pârnii, iar de acolo urmează noi lansări, pentru că sunt foarte multe ce s-au adunat, însă am zis că piesa cu pârnii urmează să fie lansată prima. Vă pupă, fratele, ne vedem, pa! Pe la cap, 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 vreau să scap, scap, scap.